Salut! Revin cu un nou videoclip de acasă, unde vreau să vă prezint cum păstrăm țuica și pălinca de-a lungul timpului. O facem în cazan, după care o băgăm în butoi de dud, specificat de ce butoi de dud, o ținem până într-un an, după care o băgăm în damigene de sticlă. Acum o să scot o mostră ca să vedeți cum arată o pălincă sau o țuică ținută în butoi de dud. Alții bagă doar niște bâte. Hai să vedem. Uitați că acum scot. Uitați aici. Are în jur de din septembrie, deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Are 8 luni. Și uitați cum arată. Ce culoare frumoasă are. Și butoiul de dud îi dă și un fel de aromă. Suntem în timpul liber, deci putem verifica un pic. Mamă! Un produs natural. 100%, uitați. Cel mai bine vedem pe sticlele de aqua. Altele ne pot înșela. O mai lăsăm un pic. După care o punem în damigene de sticlă la păstrat, pe care le închidem ermetic. Mai am aici, să vă arăt, mai am un butoi de stejar, care din păcate e gol, deoarece anul trecut nu prea au fost prune, dar să sperăm că anul ăsta vor fi. Are 200 de litri și ăsta de dud are 75 de litri, dar nu se compară dudul cu nimic. Deci dudul, chiar culoare, aromă, deci tot. Uitați aici. Ce culoare. Și ți-o face așa ca și uleiul. Deci așa o păstrăm peste anțuica. Nu băgați zahăr în ea, dacă vreți un produs natural, 100%. Și atunci, dacă ceri 35-40 de lei după ce te-ai chinuit atâta, zice că e mult. Da. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!